stimați spectatori, în această seară veți urmări tragica și neobișnuită poveste a lui Cristofor Colum. Ne aflăm la Cordova, în apartamentele reginei Isabella de Castilia. Cine? Aia care face baie? Da, aia care face baie. Stai acolo! Ha, recunoaște, tu ești genovecul care voia să ne vorbească. Da, majestate. Cum te cheamă? Numele meu e Colum. Cristofor Colum. Sau Colon. Cristofar Colon. Dar prietenii spun Cristi. Dar nu cumva ai fost și pirat? Da. Ați încredințat corabile reginei catolice și ale regelui și el catolic unui om care nu cunoaște dragostea de patrie? În niciun caz! Patria este mama noastră! Majestate, iată ideea mea. Vreau să ajung în Indie. Pe un drum invers. Dă-i drumul! Nu, 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 îmi trebuie, îmi trebuie! Îmi trebuie să plătesc armata! Dacă faci rău, te bani din altă parte pentru armata ta! Nu, nici vorbă! Pui, Camila! Expediția. Majestate, plăcere să fac afaceri cu dumneavoastră. Marinar, ce vezi? Ce să văd? Văd pe dracu. Indiile au intrat la apă. În urma actului de iertare al regelui și datorită influenței reginei Isabella, deși jefuit de aproape toate drepturile asupra descoperirilor făcute, Colum pleacă în a patra și ultima sa călătorie. Hai, toată lumea, mișcați-vă, pagă-mă! Trageți, 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 trageți! Și tăiați! E uraganul! Atenție la izbitură și Dumnezeu să aibă grijă de noi! Suntem salvați! Valurile s-au înjumătățit! Vântul s-a pierdut din forță! Suntem salvați! N-a scăpat niciuna din nave. S-au scufundat toate 20. De fapt, le demonstrează că este cel mai mare navigator pe care l-a avut omenirea. E curată vrăjitorie. E doar deșteptăciune. Vezi, imbecilii se întotdeauna se sperie de lucrurile noi. Și mulțumiți lui Dumnezeu pentru enorma inteligență pe care, spre norocul vostru, a binevoit să-mi o dea.